Bună ziua, dragii mei! Haideți să facem o scurtă recapitulare a operațiilor cu numere naturale, și anume adunarea, scăderea, înmulțirea și împărțirea. Să facem cunoștință cu Andrei. Bună, Andrei! Și cu colega lui, Sara. Ei vor să rezolve câteva exerciții cu numere naturale. Haideți să-i ajutăm! Să facem următoarea aplicație. Asociază fiecarei relații din coloana A răspunsul corespunzător din coloana B. Dacă avem numerele naturale A, B și C și avem următoarele relații A plus B egal cu B plus A. Asta înseamnă că adunarea numerelor naturale este o operație comutativă. A doua relație, A plus B tot în paranteză plus C, egal cu A plus paranteză B plus C. Asta înseamnă că adunarea numerelor naturale este asociativă. A treia relație, A plus 0, este egal cu 0 plus A și este egal cu A. Înseamnă că adunarea numerelor naturale are ca element neutru pe 0. Să facem următorul exercițiu, 1036 minus 73 plus 37. Deci avem de efectuat operații de adunare-scădere, fără paranteze, și atunci acestea le efectuăm în ordinea în care le întâlnim. Deci de la stânga la dreapta. Deci 1036 minus 73, dacă nu putem să facem direct scăderea, trecem separat, trecem unul sub altul. Și efectuăm această diferență. 6 minus 3 este 3, 3 minus 7 nu se poate, ne împrumutăm, 13 minus 7 este 6, din 10-le acestea a rămas 9, deci 963 plus 37 egal cu, deci 963 plus 37, 3 plus 7 este 0, 1 în minte, e 10 și cu 1 din minte, 6 plus 3 e 9 și cu 1 din minte, 10, 0 și 1 în minte, 9 plus 1, 10. Deci rezultatul este 1000. Sara a rezolvat același exercițiu și i-a dat 926, care evident este diferit de 1000. Oare unde a greșit Sara? Haideți să urmărim un pic. Deci a făcut 1036, care le avem aici, și pe urmă a făcut 73 plus 37, deci nu a efectuat adunările, scăderile în ordinea în care se întâlnesc, da? Deci trebuie efectuate în ordine de la stânga la dreapta. Deci Sara, practic, a rezolvat exercițiul C, făcând întâi 73 plus 37, deci operația de adunare, și a dat 1110, deci egal cu 1036 minus 110, egal 926. Dar dacă avem 1036 minus 73 minus 37, fără paranteză, deci facem întâi scăderea și am văzut că ne dă 963 minus 37 de data aceasta, egal cu acel 926. Să vedem acum și proprietățile înmulțirii numerelor naturale, adică avem de asociat proprietatea din coloana A cu relația corespunzătoare din coloana B. Înmulțirea numerelor naturale este comutativă. Asta înseamnă că factorii își schimbă ordinea, relația rămânând adevărată. Deci A ori B egal cu B ori A. Este asociativă, adică dacă avem 3 factori, îi putem grupa 2 câte 2, să facem înmulțirea A ori B tot ori C, egal cu A ori B ori C. La mulțire numerelor naturale, elementul neutru este 1, adică
orice număr natural înmulțit cu 1 este egal cu 1 ora, este egal cu A. Este înmulțimea numerelor naturale distributivă față de adunare, respectiv față de scădere. Deci A or B plus C, pe lângă B plus C, egal cu A or B plus A or C. Iar dacă un factor este înmulțit cu 0, rezultatul la înmulțire este totdeauna 0, indiferent cât este numărul natural amic. Avem următorul exercițiu, să calculăm 207 ori 16 împărțit la 12. Deci avem operații de înmulțire și împărțire, fără paranteze, deci le efectuăm în ordinea în care le întâlnim, de la stânga la dreapta. Deci 207 ori 16, facem înmulțirea, 6 ori 7, 42, 2 și 4 minte, 6 ori 0, 0 și cu 4, 4, 6 ori 2, 12. 1 ori 207 este 207, tragem linie și adunăm, 2, 4 cu 7, 11, 1 și 1 în minte, 1 plus 2, 3, 1 plus 2, 3. Deci ne-a dat 3312 împărțit la 12. Să facem și împărțirea, deci 3312 împărțit la 12 egal cu 12 în 33 intră de 2 ori. 2 ori 12 este 24, tragem linie și scădem, 33 minus 24. 4 din 3 nu merge, 4 din 13 este 9, 2 minus 2 nimic, 91. 12, 91 intră de 7 ori, 7 ori 12 este 84, tragem linie și scădem. 1 minus 4 nu se poate, 11 minus 4 este 7. Iar 8 minus 8 nu merge, deci ne-a dat 72. 12 în 72 intră de 6 ori, 6 ori 12 fac 72, tragem linie și scădem. Deci aici rezultatul l-am obținut 276. Să vedem și următorul exercițiu. 1152 împărțit la 48 ori 2. Facem întâi operația de împărțire și ne dă 24 ori 2 egal cu 48. Iată că Andrei a efectuat această operație, de a lui a dat rezultatul 12. Este același exercițiu ca la punctul B. Oare unde a greșit Andrei sau noi am fi greșit? Ce observăm? Deci 1152 este la fel, dar Andrei a făcut întâi 48 ori 2 fără a avea paranteză. Deci nu a ținut cont de faptul că înmulțirile, împărțirile se efectuează de la stânga spre dreapta în ordinea în care se întâlnesc. Și atunci rezultatul acesta 12 nu este corect. Ce lipsea lui Andrei? O paranteză. Deci 48 ori 2 trebuia să fie scris în paranteză și atunci ar fi avut rezultat corect. Deci 48 ori 2 ne dă 96 și atunci 1152 împărțit la 96 este egal cu acest 12. Dar dacă avem 1152 împărțit la 48 și împărțit la 2 în continuare. Deci am văzut că împărțirea la 48 a lui 1152 ne dă 24 și împărțit în continuare la 2 este egal cu 12. Deci, practic, avem egalitate între punctul D și punctul E.
Da? Este același exercițiu scris în alt mod. Un alt exercițiu, să calculăm 308 minus 15 ori 3 plus 85 împărțit la 5. Deci aici avem și operații de adunare, scădere, mulțire, împărțire. Ce știm? Că întâi se efectuează operațiile de mulțire și împărțire în ordinea în care le întâlnim, dacă nu avem paranteze. Deci 308-ul îl copiem, minus 15 ori 3 este 45, plus 85 împărțit la 5 ne dă 17. Egal cu, acum avem doar adunare și scădere și le efectuăm de la stânga spre dreapta. Deci 308 minus 45 ne dă 263 plus 17 egal cu 280. Și un alt exercițiu unde de data aceasta apar și paranteze. Cum le efectuăm? Întâi ne ocupăm de paranteza cea mai interioară, deci paranteza rotundă. Avem o mulțire și o scădere. Facem întâi operația de înmulțire. Până acolo copiem. 204 minus acoladă, 70 minus paranteză pătrată, 24 plus paranteză rotundă, 12 ori 4 este 48, minus 32, închidem paranteza rotundă, împărțit la 4, închidem paranteza pătrată, ori 2, închidem acolada egală. Iarăși ne uităm la paranteza cea mai din interior, deci efectuăm 48 minus 32, până acolo copiem, 204 minus acoladă, 70 minus paranteză pătrată, 24 plus 48 minus 32 ne dă 16, împărțit la 4. Închidem paranteza pătrată ori 2, închidem acolată. Putem, dacă vreți, și să transformăm paranteza dreaptă, pătrată, în paranteză rotundă, acolada, dar eu zic că este mai ușor de urmărit așa. Deci egal, 204 minus acolada, 70 minus, în paranteza pătrată avem operație de adunare, și de împărțire. Evident că facem întâi operația de împărțire. Deci 24 plus 16 împărțit la 4 este 4. Închidem paranteza pătrată, 2, închidem acolada egal cu 204 minus acolada deschisă, 70. În paranteza pătrată avem de efectuat operația de adunare. 24 plus 4 e 28 ori 2. Închidem acolada egal. 204 minus. În acolada avem o scădere și o mulțire. Întâi facem operația de înmulțire. Deci 70 minus 28 ori 2 este 56. Și acum mai avem de efectuat doar scăderea din paranteza, din acoladă, ca să scăpăm de paranteze, 70 minus 56 ne dă 14. Și 204 minus 14 este 190. Și o ultimă aplicație, dacă a plus b plus c este 15, iar x egal cu 9, să calculăm 6a plus 6b plus 6c plus 11x. Ce observăm? Din primii trei termeni putem să-l dăm factor comun pe 6. Și o să obținem 6 ori, paranteză deschisă, a plus b plus c. Închidem paranteza, plus 11x, egal cu 6 ori,
Dar ce știm? Că A plus B plus C este egal cu 15 plus 11 ori, iar X-ul este egal cu 9. Deci avem de făcut înmulțire și o adunare, da? Două mulțiri. 6 ori 15 este 90 plus 11 ori 9 este 99. Iar această sumă ne dă 189. Vă mulțumesc pentru atenție și vă propun spre rezolvare următoarele exerciții. Vă doresc succes în continuare și spor la lucru. La revedere!